Zile norocoase în septembrie 2022. Zilele norocoase sunt zile în care au loc unele evenimente favorabile de natură astrologică sau de altă natură. Trebuie remarcat imediat că vor fi multe zile norocoase, ceea ce este o veste bună. 8 zile norocoase reprezintă aproape o treime din numărul total de zile. Este prima dată când se întâmplă acest lucru în 2022. De asemenea, merită să spunem imediat că energia favorabilă nu va fi echilibrată negativ, deoarece în septembrie sunt doar 2 zile periculoase. 3 septembrie, Mercur în opoziție cu Jupiter. Una dintre cele mai mici planete va fi de cealaltă parte a Pământului în raport cu cea mai mare. Aceasta va fi o zi foarte armonioasă, pozitivă și plină de energie favorabilă. 3 septembrie va fi o zi bună pentru călătorii, comunicare, comerț, muncă, sarcini organizatorice, căutarea inspirației. Dacă vă doriți de mult să vă găsiți un nou drum în viață, un nou obiectiv, atunci acționați. 5 septembrie este ziua tranziției lui Venus în Fecioară. Venus va fi în Fecioară în perioada 5-28 septembrie. În acest semn se simte destul de bine, așa că vom fi într-o perioadă favorabilă. Mai mult, cu o zi înainte de tranziție, Venus va fi la periheriu față de Pământ. Forța lui va crește, făcând prima zi de luni de toamnă cât mai productivă. 9 septembrie este ziua datei în oglindă. Numărul 9 este vestitorul marilor schimbări și în toate domeniile posibile ale vieții. Viața se va schimba în primul rând pentru cei care își doresc cu adevărat. Cei doi de nouă vă vor ajuta să găsiți o modalitate de a vă atinge obiectivele actuale. În această zi, ar fi bine să nu fiți leneși și să nu vă transferați responsabilitatea asupra colegilor, prietenilor și rudelor. Dacă în trecutul previzibil ați avut conflicte cu prietenii sau rudele, cei doi de nouă vor încerca să le rezolve. 16 septembrie este ziua opoziției dintre Neptun și Soare. Pe 16, Neptun și Soarele formează un tandem foarte puternic care ne va ajuta să ne folosim intuiția pentru a lua decizii importante. Ziua va fi plină de energie creativă foarte puternică, așa că toți cei care sunt angajați în domeniul creativ ar trebui să fie cât mai activ posibil. 18 septembrie este ziua opoziției dintre Mercur și Jupiter. Din nou, Mercur va fi în opoziție cu Jupiter. Cert este că pe 10 se va întoarce și va deveni retrograd, așa că se va întâlni din nou cu Jupiter pe drum. În ciuda fazei retro, această zi va fi din nou un moment foarte favorabil pentru o schimbare de decor, activitate financiară, muncă, întâlniri și dragoste. 23 septembrie, ziua echinocțiului de toamnă și a trecerii lui Mercur în Fecioară. 23 septembrie poate fi numită cea mai bună zi a lunii. Echinocțiul este momentul în care energia soarelui și a lunii sunt în echilibru. Va fi o zi calmă și productivă în care veți putea și ar trebui să lucrați neobosit. În aceeași zi, retromercur se va întoarce în Fecioară, ceea ce va provoca un flux și mai mare de energie pozitivă. Planeta va rămâne în Fecioară doar până pe 9 octombrie. 24 septembrie, Venus în opoziție cu Neptun. Aceasta va fi o zi norocoasă, nu numai în sens figurat, ci și în sens literal. Venus ne va oferi o încărcătură uriașă de forță fizică și vigoare. Mulți vor putea depăși afecțiunile fizice. 29 septembrie, ziua trecerii lui Venus în zodia Balanței. Până pe 22 octombrie, Venus va fi sub influența Balanței. Aceasta va fi cea mai favorabilă poziție a planetei. Vom fi mai pozitivi, mai puternici mental și fizic. Nu numai sfârșitul lunii în ansamblu, ci și ziua tranziției în sine va fi extrem de favorabilă. Aceasta va fi o perioadă bună în care este important să mergeți înainte și să nu vă fie frică de dificultăți. Septembrie promite să fie o lună foarte favorabilă, așa că se recomandă să fiți atenți cu toții la semnele unei schimbări iminente. Lăsați septembrie să devină pentru voi o perioadă cu noi oportunități, dragoste, noroc și emoții plăcute. Mult noroc și nu uitați să dați click pe butoane!